Concediul fără plată de 8 zile îi nemulțumește pe membrii Federației Sanitas. Drept urmare, aceștia au luat decizia de a acționa statul în instanță. Membrii Federației Sanitas nu sunt de acord cu concediul de 8 zile fără plată. Ei vor strânge semnături pentru a da statul în judecată, încercând să-și recupereze drepturile care le sunt luate prin legea 329. Fiecare lider de sindicat având libertatea de a organiza proteste locale. Angajații din sănătate nu mai primesc în anumite zone din luna aprilie unele sporuri. În ultimul trimestru din 2009 am rămas și fără prima de stabilitate. Deci dacă însumăm toate aceste drepturi, reiese mai mult de 15,5%. Noi ne-am dat cota de sacrificiu, de aceea nu suntem de acord cu concediul fără plată, a explicat președintele Sanitas. Cadrele didactice au de ales când își vor lua concediul fără plată de 8 zile. S-a ajuns la libera alegere a zilelor în urma amenințării cu proteste. Profesorii își pot lua zilele de concediu fără plată impuse de executiv atunci când doresc și nu la datele indicate de Ministerul Educației. Libertatea ca fiecare unitate școlară să decidă cum va reduce 15,5% din cheltuieli în fiecare din lunile noiembrie și decembrie a venit după ce dascălii din toată țara au amenințat cu proteste. Iar sindicaliștii le-au cerut mai marilor ministerului să modifice nota trimisă în teritoriu. Cadrele didactice au reacționat dur după ce au primit acum 2 zile adresa prin care li se puneau în față 2 variante. Să stea acasă de 2 ori câte 4 zile în decembrie, de Crăciun și de anul nou, sau să reducă programul după orar stabilit de fiecare persoană. În replică, profesorii au trimis propriile variante la minister. Fie se modifică nota și sunt lăsați să-și ia concediu când doresc, fie intră în grevă generală sau refuză să pună notele în catalog. În plus, dascălii spun că vor recupera materia pierdută în zilele libere doar dacă vor fi plătiți. Colegii din teritoriu sunt foarte hotărâți. Dacă nu primesc bani, nu muncesc. Școlile se închid, iar copiii stau acasă. Vor recupera ulterior materia în 2010 doar contra cost. Anul 2010 va aduce scumpiri. Prețul benzinei va ajunge la 4 lei și 20 de bani pe litru. Anul viitor, prețul benzinei va crește cu 5-7% la o medie de 4,2 lei pe litru, din cauza majorărilor accizelor și dacă nivelul mediu al barilului de țiței va ajunge la 80 de dolari. Accizele pentru carburanți vor crește în 2010 cu 18%, din care 4% va reprezenta modificarea nivelului acestora în euro. Iar restul, diferența dintre cursul valutar stabilit pentru 2010 și cel din 2009, de la 3,73 lei pe euro în acest an la 4,26 lei pe euro, arată un raport. Din 1 ianuarie 2010, acciza la benzină va crește de la 436 de euro pe tonă la 452 de euro pe tonă, iar pentru motorină va urca de la 336 euro pe tonă la 347 euro pe tonă. Atenție la bancnotele de 50 și 100 de lei. Angajații băncilor comerciale atrag atenția cetățenilor să aibă grijă atunci când primesc bancnote de 50 și 100 de lei, întrucât există riscul ca acestea să fie false. Cetățenii sunt informați la ghișele anumitor bănci comerciale că pe piață circulă bancnote false de 50 și 100 de lei și să fie atenți mai ales atunci când primesc restul. Operatorii sfătuiesc pe client să se uite bine la bancnotele pe care le primesc. Le transmitem clienților să verifice în special dacă în interiorul ferestrei transparente aflate pe fiecare bancnote de 50 de lei sub capul de vulturi, respectiv în fereastra transparentă aflată pe bancnota de 100 de lei sub masca de teatru, este trecută suma corespunzătoare fiecare bancnote în parte. În cazul în care aceasta nu este vizibilă, cetățenii trebuie să refuze bancnota și să alerteze imediat poliția. Se pregătește o lege a adopțiilor cu birocrație redusă și mai multe facilități pentru părinții copiilor nimănui. Copiii abandonați cu părinți necunoscuți ar putea intra în procedura de adopție internă maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere. Iar în cazul micuților pe care nu și doresc nici părinții naturali, nici familia extinsă, se stabilește termenul maximum de 1 an de la includerea acestora în sistemul de protecție specială pentru deschiderea procedurii de adopție. Mai mult, se dublează perioada în care se poate găsi familia potrivită pentru copiii nimănui de la 1 la 2 ani. Ne arată un proiect de lege elaborat de Oficiul Român pentru Adopt. În plus, autoritățile ar mai putea prelungi atestatul persoanelor care vor să adopte fără a mai depune cerere de drept dacă a fost introdusă pe rolul instanței judecătorești cererea de încredințare în vederea adopției, precum și situația în care persoana are în încredințare unul sau mai mulți copii. Asta în condițiile în care obținerea tuturor actelor și termenele de judecată se întinde pe mai mult de 1 an cât este valabil atestatul. Oficialii pentru adopții propun elărgirea categoriilor de persoane din străinătate care pot lua în adopție copiii români. Astfel, potrivit autorităților, adopția internațională poate fi făcută de cetățeni români cu reședința obișnuită sau domiciliul peste hotare doar dacă adopția națională a copilului n-a putut fi realizată. De asemenea, respectând aceeași condiție și rudele până la gradul 4 ale copilului care au domiciliul în străinătate, îl pot adopta pe micuț. Însă, între cele două categorii, în situația
în care ambele pot satisface în aceeași măsură nevoile aceluiași copil, proiectul stabilește că prioritatea au rudele de gradul 4. Acum, adopția internațională e permisă doar rudelor din străinătate ale copiilor până la gradul 3. Asta după ce legea a fost modificată anul acesta, inițial doar bunicii de peste hotare aveau acest drept. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Virusul AH1N1 lovește cru în România. Doar 3 județe au fost ocolite de gripa porcină. Primii copii vaccinați împotriva gripei noi vor fi cei cu handicap. 400.000 de doze de vaccin antiporcin vor fi donate de țara noastră, Republicii Moldova. S-a inventat vaccinul împotriva fumatului, care ar putea înjumătăți numărul vicioșilor. Sindicaliștii din sănătate, nemulțumiți de concediul fără plată, sunt hotărâți să dea statul în judecat. Dascălii din întreaga țară au la liberă alegere perioada în care vor intra în concediu fără plată. Din anul 2010, prețul benzinei va crește cu maximum 7%. Atenție la bagnotele de 50 și de 100 de lei. Avertizează angajații băncilor comerciale. Se pregătește o nouă lege a adopțiilor.